Ziua dragii mei și bine v-am găsit, sunt Anca de la Ancuța Tarot și vreau să vedem astăzi care este situația din capul acestei persoane, dragii mei. Astăzi vom studia tot ce înseamnă gândurile sale cele mai profunde, temerile sale cele mai profunde, fricile sale cele mai profunde pe care le are în relația cu dumneavoastră. Haideți să vedem deci toate aceste lucruri. Vom începe ca de obicei cu energia îngerilor, după care vom continua cu tarotul normal. Cei care doriți, dragii mei, taler privat aveți aici telefonul pe măsuță, puteți oricând să trimiteți un WhatsApp sau să sunați și cu dragă inimă ne vedem pentru situații personale în detaliu și acolo unde vreți să aveți mai multe răspunsuri. Haideți să vedem de deci, ce ne spune astăzi îngerul, mai bine spus îngerii, dragii mei, pentru că am să aleg trei ca să vedem cât mai multă situație, cât mai multă energie răstați-mă în situația pe care o aveți cu această persoană. Haideți să vedem, drăguților, primul înger a sărit și mai extragem încă două cărți de unde o fi. Drăguților, haideți să vedem care este energia pentru astăzi plenitudine, armonie și un drum mistic, sau aș spune eu, mai bine spus, o călătorie mistică. Haideți să o spunem așa, mai poetic, pentru că aici avem îngerașul Melchisedec. Uh, dragii mei, mi-ar place să spun că cunosc toate numele îngerilor care există, dar credeți-mă că nu le cunosc, doar că știu că toate entitățile acestea, Uh, sunt aici pentru noi și în momentul în care avem acces într-o formă sau alta în lumea asta să vorbim cu ungerii noștri, este clar că este un semn de la Dumnezeu și de la destin că nu suntem lăsați la vreme de izbeliște, da? Uh, cineva m-a întrebat la un moment dat, dar tu vorbești cu ungerii. Bineînțeles, toți avem momente când vorbim cu îngeri, nu înseamnă că am luat o razna, ci înseamnă pur și simplu că în viața asta, atunci când ajungi într-un necas foarte mare, apelezi la orice forțe care te pot ridica de jos. Mie nu-mi este rușină să recunosc, știți, și nu înseamnă că ne-am pierdut capul sau că credem în lucruri care nu sunt așa. Uh, Multora le este frică să recunoască ceea ce nu înțeleg sau ceea ce nu pot să, să vadă, să, să, cum să vă zic, să pipăie, exact ca Toma necredinciosul din Biblie, da? Dar credeți-mă, dragii mei, că lumea asta terestră, lumea asta fizică, nu este singurul plan în care trăim, da? Nu este singurul plan în care avem acces, doar că ceea ce nu cunoaștem ne dă uneori teamă. Întorcându-mă la îngerașul Melchisedec, ce vrea să spună el este că există foarte multă plenitudine, foarte multă mulțumire, foarte multă abundență în viața ta și această armonie și această călătorie mistică tu ai făcut-o, dragul meu, mai mult decât sigur pentru a te dezlănțui de uh, toată această durere pe care ai făcut-o ai avut-o, iertați-mă, pentru a putea să desfaci toate aceste lanțuri, dragii mei, pe care le-ai avut în jurul inimii din cauza acestei persoane. Și uh, vedeți dumneavoastră, lanțurile astea care fictiv, zice eu, că vi le-ați pus în această relație cu acest om, sunt exact acea dragoste extraordinar de frumoasă și de adevărată prin care trecem o singură dată în această viață. Văd aici că foarte mulți veți scăpa de toate aceste sentimente negative și veți simți că a avut tot rostul din lumea asta să faceți ce ați făcut pentru acest om. Mergem mai departe. Îl avem pe Îngerul Lambriel care zice așa liberare, comunicare și relații. Deci tu trebuie să te eliberezi de ceva, trebuie să te ridici deasupra acestor probleme și trebuie să vezi unde ai lăsat această poveste dacă vrei să o renozi sau dacă vrei să mergi mai departe cu ceva nou. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, în viața fiecărui om există o cruce, o răscruce de drumuri mai bine spus. da, Există o situație în care trebuie să știi dacă mai e la stânga sau dacă mai e la dreapta, pentru că la un moment dat drumul nu e unul singur. De aceea avem alegeri în această viață, de aceea există liberul arbitru, de aceea totuși destinul ne spune ia-o la stânga, ia-o la dreapta, dacă eu consider că ceva trebuie să testez cu viața ta, îți voi trimite. Ce a fost în viața noastră cu această persoană, cu această relație la care vă gândiți în acest moment, omul dumneavoastră, e că a fost o mare încercare. A fost o situație în care viața v-a pus la încercare. Destinul, Dumnezeu, cum vreți să vedeți dumneavoastră lucrurile, fiecare în funcție de credințele sale. Eu cred că toate aceste teste au fost cu un scop nobil, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi venim aici în lumea asta, exact cum am spus-o eu, în alte metafore, în alte talări, suntem ca niște șoricei într-o cutie. Da? Suntem adus să fim testați, credeți-mă, oamenii fericiți, sufletele înalte și de. În Altă rezonanță, vin în această lume într-o formă destul de scurtă. Majoritatea care venim aici, venim aici ca să pătimim, ca să rezolvăm ceva, ca să ne închidem situațiile astea negative, ca să plătim ceea ce avem de plătit, dragii mei, dacă vreți să o vedeți într-o formă mai contabilă, da? Deci, faptul că suntem aduși în această lume, tot planul ăsta terestru este, de fapt, o mare încercare și uh, e ca și cum ar fi un ring de luptă în care ni se dau diverse instrumente să vadă dacă suntem în stare sau ce știm să facem cu ele. Vă văd eliberându-vă, vă văd comunicând, vă văd aici în niște relații foarte sănătoase de acum încolo. De ce? Pentru că ați învățat că dacă stați undeva, agățat de ceva, agățați de cineva care nu este pentru dumneavoastră, nu se întâmplă nicio minune decât că ajungi în depresie, anxietate și te simți ca ultima persoană. Deci văd aici pentru dumneavoastră niște eliberări sufletești, vă văd aici comunicând și spunând ce vă doare și, dragii mei, sfătuiesc pe toți să scoate din suflet ceea ce îi doare. Poate un rău să spuneți, dar eu nu am prieteni, mi-am dat seama că nici familia nu mă sprijină. Uh, nu mă înțelege nimeni. Dragii mei, poate că nu trebuie să ne înțeleagă nimeni, poate că doar e nevoie să ne asculte. De multe ori e bine să ai un prieten care doar să știe să asculte. Da? Pentru că deciziile vă spun din sufletul luați dumneavoastră. Mergem mai departe cu al treilea îngeraș. Îngerașul ăsta tu el, care văd aici că și el se roagă în genunchi, uh, spune așa, ai răbdare, ai siguranță și ai stabilitate. Deci toate vin într-o formă clară și precisă, dragii mei. Nimic nu este întâmplător în lumea asta, nici măcar felul în care facem lucrurile, da? Deci, cu răbdarea se trece marea, siguranța ta este siguranța acestei relații, să spunem, care tu, poate probabil, nu te-ai te, nu te -ai simțit foarte în siguranță până acum. Văd că o să începi să te simți în siguranță, o să începi să controlezi ceea ce ai de făcut cu această persoană, o să începi să știi de unde să apuci lucrurile ca să fie bine. Și te văd cu foarte multă stabilitate. Dragii mei, stabilitatea e importantă. Gândiți-vă la un circar pe o sârmă, la circ, mergând pur și simplu fără să știe în ce parte se va clătina sau în ce parte va cădea la un moment dat. Deci exact asta vrea să spună această energie. Stabilitatea. Deci trebuie să-ți găsești echilibrul, dragul meu, drag al mea, care mă asculți. Bun, acestea fiind spuse despre îngeri, haideți să vedem, drăguților, care sunt gândurile, ce este în capul acestei persoane. Astăzi ne ocupăm de capul lui. Că știți cum e? Capul face, capul trage, de la cap încep toate, de la cap se împute peștele și atâtea proverbe frumoase cu acest cap. Da? Și evident, în trecut, când era o situație de viață și de moarte, primele lucruri care le făceau era să li se taie capul celor care nu erau considerați ok sau care erau considerați vinovați. Aceasta a fost pedeapsa capitală din toate timpurile, de la începutul până acum. Bun, nu este cazul să-i tăiem capul aceste persoane, erau doar metafore, dragii mei. E că mi-am adus aminte de toată partea asta de istorie și... Moartea nu e frumoasă în nicio formă, dar nu vorbim despre moartea astăzi, ci vorbim de capul acestei persoane care încă este pe umerii săi. Acum să vedem și dacă merită ca dumneavoastră să vă mai implicați. Să vedem ce are el aici de spus. Ce gândește? Scoatem ca de obicei în același număr de cărticele. O să le sun un pic mai sus, dragii mei, ca să le vedem pe toate. Haideți să vedem ce vor să spună cărțile acestea. Ca semne avem fecioară, berbe, capricorn, avem pește, avem rac, avem vărsător, avem leu, capricorn, și scorpion. Au venit în ordine, am să scot de aici turnul pentru că ultima este moartea. Da? Așa cum au venit în ordine, să le punem corect. Dragii mei erau lipite și nu e corect să fie cum e corect. Eu întotdeauna am zis, dacă Dumnezeu așa așează cărțile, așa trebuie să le interpretăm. Bun. Sper să vadă toată lumea, drăguților, întreaga masă. Eu cred că se vede foarte bine. Și haideți să vedem ce este în capul acestei persoane astăzi. Uh, pentru mulți aici, dragii mei, cred că este cineva la distanță sau cineva care s-a uitat foarte mult după fundul său, după viitorul său și un pic egoist. Spun asta pentru că văd aici că persoana aceasta cu care tu ai avut ceva în comun, ai corespondat, te-ai iubit, ai locuit împreună, ați avut o relație de orice fel, de amanți, de soți, de cum vreți dumneavoastră să o considerați din punct de vedere a experienței personale, eu cred că... Simt că această relație s-a rupt dintr-o lipsă totală de comunicare, din faptul că cineva aici s-a enervat, a spus niște vorbe grele, a trântit o ușă, n-a vrut să dea explicații sau pur și simplu a plecat fără să zică un cuvânt. Văd sincer că această persoană are foarte multe regrete astăzi, pentru că vedeți noastră plecarea sa de aici nu l-a făcut decât să-și dea seama că în continuare se gândește foarte tare la tine, care are o obsesie pentru relația voastră, că era o persoană pe care o iubea foarte tare, dar din cauza unui orgoliu și a unui moment în care și-a pierdut capul, vorbind de cap astăzi, dragii mei, a plecat și v-a lăsat, da? Iar pe alții aici văd că dumneavoastră l-ați dat cumva afară din viața noastră, tocmai pentru că această persoană nu a fost prea rapidă în decizii. Da? A fost extrem de lentă, ați stat mulți ani, ați avut multe dureri, ați avut multe așteptări și probabil că această persoană, dragii mei, pentru mulți, văd aici, nu mai era omul pe care l-ați cunoscut, nu mai era omul de la începuturile dumneavoastră, nu mai era omul cu care v-ați văzut și v-ați îndrăgostit. Parcă era altă persoană, de nerecunoscut. Eu cred că ce se întâmplă astăzi este că și el a luat o pauză într-o formă sau alta pentru că s-a gândit și se gândește în continuare, dragii mei, la ce rău a făcut în această conexiune, la minciunile pe care vi le-a spus, la acest triunghi amoros pentru unii pe care omul acesta l-a acceptat, l-a îngrădit și l-a ținut în secret față de tine. Sau dacă tu știai de faptul că exista un triunghi între voi, niciodată omul acesta nu a scos la lumină această relație și tot te-a dus cu zăhărelu. Ce mai văd aici este că. Încearcă de la distanță, într-o formă sau alta, pentru că vă pe mulți aici că se uită înapoi sau să uită pe sociale sau vor să vadă ce mai faceți voi așa, în secret, da? Încearcă să vadă dacă mai țineți ceva pentru el în suflet, dacă mai puteți să vă gândiți la el, dacă încă îl mai doriți, îl mai așteptați sau dacă sunteți dispuși pur și simplu să îl iertați, dragii mei. Pentru că așteptarea ca așteptarea, da, iertarea este extrem de importantă, mai ales atunci când ne facem fără să vrem rău unul altuia. Eu cred că a fost aici o situație în care nu ați putut să vă mai priviți unul pe altul loc pentru că cineva a ascuns aici lucruri de tine și uh, probabil că pentru mulți aici, dragii mei, această persoană mai are o relație, mai are pe altcineva și evita să facă niște promisiuni pentru că era clar că nu putea să rămână lângă voi. S-a produs o mare dezamăgire, parcă ați fi trăit o dramă, un film dramatic. Eu văd aici că... Parcă nu a avut nici respectul cuvenit pentru că, deși ați câștigat un loc foarte important în inima sa, această persoană a fost învinsă de orgoliu, de situația de dincolo din viața sa și de faptul că, la un moment dat, a dat un pas înapoi și s-a ascuns de dumneavoastră. S-a ascuns, sufletește, s-a ascuns cum vreți să o luați, dar este o ascundere, ca să spunem așa, metaforică, care a cauzat aici foarte multe dureri. Pentru că noastră nu v-ați aștepta ca acest om să facă acest pas în ultimul moment. Eu cred că a ales această situație nefertilă cu altcineva, ți-a dat spatele sau a dat spatele relației și iubirii dumneavoastră, v-a lăsat un gust amar și cred că mulți aici nu au știut cum se explice la propriu încurcăturile pe care le-au provocat cu dumneavoastră și cu ceilalți. Știți cum e, când trebuie să dai explicații, ești chemat să dai o declarație, exact cum se face și la un tribunal, persoana aceea ori are o apărare extraordinară, ori și un avocat, ori pur și simplu de cu fugiții pentru că nu poate să zică nimic în apărarea sa. Am senzația că a treia versiune este ceea ce s-a întâmplat cu acest om. A fost o mare lecție karmică și pentru noastră și pentru el și probabil în momentul acesta și unul și altul vieți, vedeți viața cu alți ochi, adică o vedeți diferit, dragii mei. Ce pot să spun este că dacă nu treceați prin această situație, nu ați fi învățat nimic de la, de la acest aspect, pentru că este clar că dumneavoastră ați dori să fiți iubiți ca în filme, să fiți iubiți cu adevărat și dacă nu l ați fi cunoscut pe acest om, poate că nu ați fi trăit niciodată aceste sentimente atât de frumoase. Pe de altă parte, ce v-a fost dat, va și fost luat pentru a învăța că dragostea trebuie să fie reciprocă. Eu cred aici că această persoană se gândește tot timpul că tu ai fost un foarte bun maestru, un foarte bun învățător pentru el, pentru că... Uh, cred că aici l-ați învățat de la zero multe lucruri, ați venit în viața lui exact atunci când avea cea mai mare nevoie. Văd aici că poate ați scris și scrisori, l-ați ajutat și cu a plăti niște datorii, l-ați ajutat și cu a cumpăra o casă, mulți aici l-ați ajutat cu serviciu sau dacă el nu lucra, ați fost sprijinul său. Parcă ați făcut de toate numai ca să-l vedeți fericit. Problema, problema e că nici el nu reușește să erte pentru ceva. Acum, sunt și situații în care poate și dumneavoastră i-ați greșit aici un pic aceste persoane nu neapărat că ați făcut ceva rău, dar au fost diferențe de opinii, familia ta care s-a băgat și poate tu ai apărat-o în fața lui sau ați avut ales între copii și ei sau situații de acest gen. Văd aici că aveți încă ceva neterminat între amândoi și s-a iscat aici un război când vă era lumea mai dragă. Mai mult decât sigur pentru mulți, Uh, vă văd aici și în situații de trio în care această persoană, dragii mei, odată descoperit, a trebuit să dea fața dincolo, să dea explicații și parcă s-a băgat în fundul iadului în momentul în care a trebuit să se întoarcă în acea relație de tot. Ați suferit foarte tare și unul și celălalt, dar vedeți dumneavoastră, nu se putea face nimic la acel moment decât că a fost o situație în care și unul și altul așteptați să vedeți când trec un pic apele mai liniștite ca să puteți să reluați relația. Cel puțin asta văd pentru mulți. Acum, stați ca două veveriți într-o pauză emoțională, la muncă acasă, de acasă la muncă și cam atât. Majoritatea cam în situația asta vă văd drăguților pentru că cineva se întreabă aici la ce folos să mă mai îndrăgostesc dacă am să trec chiar prin această poveste încă o dată și încă o dată și încă o dată. Spun asta pentru că mulți ați avut experiențe negative și cu cei dinaintea uh, acestei persoane în viața dumneavoastră, doar că pe această persoană ați iubit-o ca pe nimeni alta și ați crezut că va fi ultimul cu care veți îmbătrâni, veți rămâne și veți face absolut tot. Omul acesta, ce are el în cap? Păi, se simte foarte vinovat, dragii mei, se simte vinovat, deși are un orgoliu până la cer, n-ar veni să spună să-l iertați nici mort. Deși cred că atitudinea sa este total pozitivă astăzi, pentru că îi e teamă, deoarece știe că a călcat pe bec. Nu știe cum să facă să vină să-și ceară iertare. Știe că tu n-ai să mai înghiți o poveste veche sau o povești cu zâne, cum îți spunea odată, pentru că... De data asta tu ai deschis ochii. Poate mulți aici ați avut și puțină dorință de răzbunare, de a-i da cu propria medicină, cum se spune, medicament, iertați și cred că mulți, dragii mei, aveți încrederea că ar trebui să mai acordați o șansă acestui om, dar numai în momentul în care suferă și el un pic ca să vadă cum e. Da? Probabil că vă da foarte multă satisfacție să-l vedeți acum că suferă, că face pași mici, că dă semne care vrea să vadă ce mai faceți, că mai dă un telefon, că mai dă un semn de viață sau ați reluat cu ei acolo așa o picanterie între unul și altul, la modul hai să vedem dacă mai iese ceva. Pentru mulți aici văd că comunicarea s-a reluat, iar pentru alții încă nu există comunicare, dar va exista în perioada apropiată. Drăguților, e clar că tu nu ai ochi pentru altă persoană. Eu văd aici că tu ai încercat să-ți refaci viața. Vă văd pe mulți aici că v-ați băgat în combinații cu alții că ați zis cui pe cui să scoate. Dragii mei, nu. Cuiul pe cui nu se scoate. Unde intră un cui, nu intră altul, pentru că gaura aceea rămâne largă și pică cuiul. Vă spun eu din experiență proprie în viața reală. Deci, ideea este... Terminați un capitol, începeți altul. În momentul în care dumneavoastră l aveți încă în suflet pe acest om, nu va funcționa nimic și cu nimeni, da? Deci e clar, cu nimeni altcineva. Văd că sunteți fideli încă acestei persoane, acum o să spuneți, da, da, mi-a făcut, mi-a adresat, eu sunt supărat, nu-l mai vreau. Dragii mei, dacă sunteți azi aici cu mine, e pe pentru că ceva mai vreți, da? Și eu din tot sufletul vă încurajez să vreți, dar să vreți ceva sănătos și bun pentru dumneavoastră de data asta. Eu cred că veți considera în final că oricine merită aici o a doua șansă în momentul în care omul ăsta dă un semn de viață, E clar că veți face poate aici un pic pe și roșu să spuneți, a, nu te mai vreau, stai să nu mai gândesc, stai că nu știu dacă mai pot. Dar inima îți bate pentru omul ăsta și credeți-mă din suflet că uh, pur și simplu vei bate un apropo aceste persoane pentru a înțelege ceea ce pretinzi tu. Pentru că de multe ori vedeți, mai omul ăsta făcea pe prostuțu doar ca să nu se simtă vinovat, că te manipula și încerca în continuare să te păstreze, deși știa că mai are și alte obligații. Sau nu vrea să te piardă pe lângă faptul că avea o viață dezordonată și avea un serviciu foarte dificil sau avea o familie care nu prea lăsa să respire. Eu cred că pentru mulți aici veți încerca să mențineți sănătoasă și bună relația asta până la urmă, pentru că, dragii mei, mulți v-ați vindecat aici, mulți v-ați vindecat și considerați că, indiferent ce o se întâmplă în viața asta, parcă tot el este alesul, dacă nu puteți pleca de lângă acest om. De altfel, asta și înseamnă relațiile karmice. Face ce face, pleacă unde pleacă, dispare de pe pământ, tot la el mă gândesc pentru că este sufletul la care cel mai mult m-am simțit atrasă, cel mai mult m-am îndrăgostit și cel mai mult m-am gândit. Este clar că sunteți într-o perioadă în care veți lupta amândoi să salvați ceva. Și mai mult decât sigur și unul și altul vă doriți stabilitate. Pentru că eu văd aici că va veni o perioadă de bunăstare. O perioadă să spunem pozitivă, dragii mei, pentru a putea să vă întâlniți, să comunicați și să vedeți ce aveți și ce aveți de făcut împreună. Cred că această problemă între voi se va rezolva în momentul în care vă întâlniți, vorbiți și cu sinceritate spuneți fiecare ceea ce vă doriți de acum înainte. Pentru că există o mare confuzie în sufletul și al dumneavoastră și al lui dacă se mai poate relua ceva, dacă se mai poate salva ceva. Dar, dragii mei, cu multă răbdare se pot rezolva lucrurile. Eu văd aici că vă întoarceți la această stare de bine de odinioară, în care emoțional te vei repune pentru că schimbarea începe foarte mult în interiorul tău. Văd aici că, pur și simplu, ai să faci tot ceea ce se poate ca tu să fii bine, ca omul acesta atunci când vine spre tine, să înțeleagă că pas cu pas, nu vei repara lucrurile decât dacă merită. Nu vei sta lângă el decât dacă îți dovedește că ești persoana numărul unu și dacă, într-adevăr, va arăta că renunță la orice altcineva pentru voi doi. Este clar că își dorește și el din tot sufletul să se împace. Se îndreaptă încet, dar sigur. Cred că această schimbare vă vine ca o mânușă pentru că, dragii mei, în viața asta, exact cum am spus mai devreme, ca să începi un capitol nou, trebuie să lași un capitol vechi în urmă. Deci trebuie să terminați cu trecutul și unul și celălalt ca lucrurile să meargă bine. Pentru că pentru mulți aici, cineva din trecut sau alții care și-au băgat pe ei școada sunt motivele pentru care dumneavoastră n-ați funcționat la cote maxime. Drăguților, deci cam asta este ceea ce există în capul acestei persoane, gândurile și ceea ce va face în perioada imediată. Haideți să vedem și literele, pentru că am văzut acum etalarea. Haideți să vedem pentru astăzi ce litere ne dragii mei. Avem așa. Avem litera D, avem litera R, avem litera K, dragii mei, avem litera A, litera U, litera P, litera L, litera K și litera N. Eu cred că sunt destule litere și pentru asta. Sunt convinsă că chiar dacă nu e toată lumea aici prezentă cu inițialele, totuși sunt simboluri care ne vor ajuta pentru cei care vă uitați. Drăguților, așa cum am să spun întotdeauna, vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest video. Mulțumesc că sunteți zi de zi lângă mine. Dați la clopoțel ca să vedeți atunci când public videouri. Abonați-vă, dați-mi like-uri, sugestii, comentarii. Nu uitați că vă iubesc mult de tot și ne revedem la următorul video. Vă pup! Pa, pa!